Teo, ce facem cu el? Mică, să înveți de mică să joci. Sunt vii! Le aruncăm, le aruncăm normal, deci... Și n-am intrat gărgărițe că au avut ambalajul bun. Vine să o mănânc. Eu mănânc. Bună dimineața! Astăzi avem ceva treabă și fetele încă dorm. Bună dimineața, Mara! Este ora 11 și e duminică. Bună, Bri! Tu ești balerină? Măruța? Hai, trezirea! Bri, dar unde este Teo? Teodora? Unde este Teo? Uită pe Teo! Salut, Teo! Salut! Bate, ce faci? Bine! Ce propui să facem astăzi? Cartoon Cat! De ce vrei Cartoon Cat? Facem pădure! Facem Cartoon Cat? Nu! Siren Dog! Siren Dog? Siren Dog vrei tu? Da! Ia uzi! Bună, mame! Briana vrea să facem Siren Dog. Neața, inventează personaje noi, nu? Da! Dacă am făcut Siren Cat, vrea și Siren Dog. S-a gândit ea tot cu Siren. Super! Da, vedem. Trebuie să angajăm un desenator sau cum se cheamă ăștia care fac? Grafician. Să ne facă Siren Dog. Da, eu am nevoie de ajutorul vostru. Tati, eu vreau să mănânc dimineață. Poftă, Mara. Mulțumesc. Și uite, păgânul ăla de acolo, toată săptămâna, nebuzie cu forările lui și cu construcțiile și așa mai departe. Iar duminică, tu-n diar. Super. Uite. Gata, s-a oprit. Eu astăzi vreau să eliberez terasa. Ia priviți cum arată terasa noastră. Pentru că tata a invitat prieteni la grătar. Fă grătar, tati, eu ce? Fă grătar! Dar acolo ce-i? Ia să-ți arăte ce avem noi aici. Dulciuri expirate de la apartament. Da, dulciuri. Multe dulciuri. M&M's. Din astea desfăcute le-am folosit la sketch-uri, știi? Da. Ciocolată, iepuraș. Haide, și e bun. Și de Crăciun. Bomboane. Deci avem așa Crăciun, Paști, toate sărbătorile, dacă le vreți, sunt aici, în lada noastră. Popcorn. Și ce, astea nu sunt bune? Nu. No. Astea de prăjituri. Măi, 25-11-2021, în ce an suntem noi? Încă sunt bune. Bune, tati. Ok. Trebuie sortate. 2022. Hai, uite. Vezi și eu le aruncam. Astea? Crăunțe. Mara mă punea să cumpăr. Da, normal. Acadelele astea ce crezi că nu mai sunt bune? Păi hai să sortăm din ele. O să sortăm. Ferrero Rocher. Asta nu se mai poate mânca. Uite, are niște găuri. Deci, e clar, plină de găurele. Au intrat gărgărițele în ele. E un scurt timp termin aici, mami. Și fără ajutorul vostru. Mai duc să mănânc. Și asta ce se întâmplă pe el? Asta o să-l demontăm pentru că negruț... Nu se joacă niciodată, nici n-are păr de pisică pe el, că nu se urcă. L-am mai forțat noi. Așa că o să-l demontez, eu l-am pus la vânzare. Dar n-ai cumpărător. Dar n-am cumpărător. Și o să-l strângem și poate o să-l folosim cu alte ocazii. Da, mai luăm o pisică. Mai luăm o pisică, ia zi Teo, ce facem cu el? Mai luăm o pisică. Mică, să o înveți de mică să te joci. Chiar vreau... Negruțe golan mare. Vreau o pisică. Mai vrei o pisică? Și un soții? Una mică. Are vecinul pisici de rasă. Da? Cumpărăm de la el. Și gata și locul de joacă lui negruț. Unde-i? Vreau și eu să mă joc în el. Nu cred. L-ai făcut bucățele. E, nu chiar toate. Te-ai să mai scoți și de acolo. Mai puteam, da? Nu. N-ai mai vrut. Nu. Hai, Teo, să vedem. Ultima! Mai ai? Nu. Ultima. Aia. Și gata. Teo, ajutor de bază. Bravo, Teo. Da, dar ce ai promis? Că mă rânc ea. Eh, vezi? Nu iam. Când ea e răgușită și tușește, tu îi dai voie să mănânce gheață dacă te ajută. Compromisuri. Mami, tu ai spus după ce l-ai zis pe tata? Păi pentru că el ți-a dat voie și tu voiai să mănânci gheață și eu ți-am zis lasă după, poate mai schimbăm ceva. Terminăm aici de făcut un pic de ordine și pe urmă o să mergem să sortăm dulciuri. Ce zici? Da!
aruncăm? Da. Să-l mâncăm? Să aruncăm? Să aruncăm dulciuri. Pentru că au expirat, pentru că le-au mâncat gărgărițele. Exact. Dulciuri de la apartament pe care noi le-am folosit în sketch-uri. Ele, să le sortăm. Tati, tu mă scârții foarte tare pe creier cu acel nylon. Pe voi vă deranjează scârțitul ăsta? Sunt oameni cărora le place, le provoacă stări plăcute. Mie îmi provoacă niște stări de învine. Să mă urc pe pereți. Exact ca scârțitul de cretă pe tablă. Salut. Hai. Aseară nu era așa de mare. Ieri. Cazonul nostru. Priviți-l. Va arăta super. Ce spui? Da. Cine a crescut vara? Cazonul. Și de aproape, dacă te uiți așa, nu se mai vede negru, se vede verde, vezi? Da, acolo, pe mijloc. Foarte frumos. Dar eu v-am chemat să mă ajutați. Avem treabă. Aici punem dulciurile bune. Mara? Cum ar fi, de exemplu, ca tot mă întrebai, uite, avem grăunțe. Ta-ra! Ce spui? E bine? Da. Hai. Asta. Acesta este un iepuraș de Paști de anul trecut, pe care eu vreau să-l păstrez. Corect. Nu e expirat, uite. Nu e expirat. Pe bune, nu e expirat? Nu e, uite. Cine nu mă crede să verifice data. Și aveam iepuraș de Paști de anul ăsta. Dar astea, chiar dacă nu sunt expirate, vă voi arăta ceva. Au fost desfăcute și au intrat în ele. Dar nu pot, uite, vezi, nu sunt desfăcute. Da, au avut loc astea să intre. E pânza, uite, uite cum mișcă. Au intrat gărgărițe în ele. A, încă sunt vii. Sunt vii. Le aruncăm, le aruncăm, da. Normal. Deci, ia. Asta facem cu dulciurile. Acestea sunt sticlele mele cu mixuri pentru prăjituri. Ele au expirat, dar eu le țin pentru decor. Pentru că știți că se cumpără sticlele la sporul casei cu fel de fel de zahăr, făină. Asta au și ele, uite, au făină, zahăr brun, zahăr, ciocolată. Uite, pebri. Uite, încă ce una. Faci, Bri? Încă una. Oare să le scot etichetele astea? Da, păi nu mai are rost. Arunce. Ca să arate așa frumos și le punem acolo în beci ca decor. Arată frumos, nu? Le ducem acum. Să le vedem ducem cum arată. Uite, uite ce mișto e. Asta e diferită, vezi? Una. Și mai e una. Am trei. Da. Păcat că nu le-ai făcut la timp. Păi nu le-am făcut, că nu m-am îndurat de frumusețe. Înțelegi? Acestea sunt încălzitoare pentru mâini. Se fierb în apă, se dizolvă gelul ăsta care acum s-a întărit. Da. Are înăuntru un metal, se pocnește metalul ăla și începe să se transforme din nou în cristale, cristale care se încălzesc și pe vremea iernii, când e frig afară, îl ții în buzunar, ții mâinile pe el și se încălzesc mâinile. Deci sunt încălzitoare pentru mâini, uite. Deci nu-l aruncăm. Nu-l aruncăm, nu. Pune-l. Dar dacă se sparge, se aruncă. Tu mie mi-ai pus odată aici. Da, ți-am pus pe piept că aveai nevoie, dar ții minte tu că-s de mult. Da. Ia să vedem ce avem aici. Wow! Chestii expirate. Nu numai chestii expirate. Dar asta zice că sunt bune. Ce faci? Da. Sunt bune. Da. Sunt bune. Asta e expirată. Aia o aruncăm. Și asta. Asta o aruncăm. Asta o arunc. Bine. Deși erau foarte bune. Mie nu mi-au plăcut, dar uite, nici nu le-ați mâncat măcar. Dacă erau bune, de ce nu le-ați mâncat? Aceia chiar e de aruncat, v-am arătat și mai devreme. Uite, au gărgărițe. Stai să scot acadele. Hai să o desfaci. Ia desfă-o, Mara, să vedem. Ai ce curaj? Ai curaj? Da. Ia să vedem. De ce nu chiar? Uite, într-asta a intrat, de exemplu, o gărgăriță. Cine acum? O să nu mai gândați? Mm-hmm. Uite cum au mâncat. Ia. Yeah. Au mâncat? E numai praf acolo. Ia. Yeah. Ce faci, Teo? Că la ziua mea. Nu, alu Bri. Asta e de la Bri? Aia am făcut așa ca la ziua mea. Am pus-o pe cap. Asta ce fac? Cred că, uite, în asta ca să intre. Dar ți-am zis că în astea au intrat. Da, la Chupa Chups nu. Nu, dar la astea trebuie aruncate. Astea, vezi că mai e una acolo? Arunc-o. Sunt acolo niște resturi de... Gărgăriți. Da. 2020... Sherry expirate. Ia. Wow. Păcat, păcat. Mie mi-e milă de el. Ia stai să desfac, să vă arată. De curiozitate. Uite așa sunt. Și au intrat și gărgăriți. Da. Deci, pa. Astea de mâini, încălzitoarele de mâini. Le păstrăm. Da. Să le punem pe mâini aici. Da, Bri, da. Ce mai avem aici? Măgura. Ia să vedem. Au expirat? Din... De un an? Da. Expirate și... Mie... Ai curaj să deschizi? Hai să da. Vedem cum arată după un an. Hai. Că doar nu le mâncăm. Doar le desfacem. Ce să arate? Aia nu se deschide. Ce să arate?
Măgura. Uimioară. Deci eu nu cred așa ceva. Ce? Sunt păstrate bine. Sunt perfect păstrate. Deci nu vine să cred. La un an de la expirare. Și n-am intrat gărgărițe că au avut ambalajul bun. Vine să o mănânc. Eu mănânc. Nu vă dau. Nu e voie. Nu e voie. La gunoi cu ea. E, dă-și mie. Gust doar eu copiilor, nu le dau. Dar chiar râsă. Ok. Am neexpirate în casă, îți dau de acolo. Da, mami? Uite, așa aruncăm noi dulciurile. Suntem mari consumatori de dulciuri, în ghilimele. Mari cumpărători de dulciuri, consumatori mai puțini. Din câte vedeți, ele expiră și nu le mănâncă nimeni. Dulciuri ieftine versus dulciuri scumpe. Și am deschis astea. Cu siguranță, că sigur am întrebat. Da. Da. Ursuleți gumați, dar la fel, îi aruncăm. Tot de aici trebuie aruncat. Tot și cam asta e. Brie se chinuie să scoată o căciulă pe care Teo a dat-o pe jos și Teodorei este frică să intre acolo. Nu târâ, da? Tati, te rog. Iar Mara, ce face Mara? Pentru ce? Mara curăță masa pentru că avem astăzi invitați. Așa că toate cele care sunt în pijamale... Facem grătar? L-a schimbat! Facem grătar! Acum? Da. Acum. Crede, de la noi din curte. Cu ce prieteni? Cu niște prieteni. Un pic mai mic, dar tot. E mult mai bine. Nu pune mâna. Nu pune mâna, că ți-l inflamezi. Da, la mama. E apă curată și bună. Apa merge aici. Super. Pe jos pe unde vezi pete, deci nu peste tot. Și eu mă duc să aduc șervețel. Ce vă doriți aici? Să iasă grătarul, nu? Să iasă. Dar mai durează. Mamă, pregătiți micii mei de casă. Ia să vedem. Ce faceți aici? Distracția e în toi? Toți copiii sunt prezenți? Zice salut! Salut, Sara! Am pregătit pasta de mici azi noapte și micii mei au crescut. S-au umflat. Wow! Și voi ați spus mici pe grătar, nu? Da, da. Sunt mari. Mici mari? Super, înseamnă că sunt pufoși. Ce faci, Brie? Super. Distracție. Bravo. Hai sus, sus, Brie, sus. Hai. Și stați jos. Și după joacă, odihnă! Fetele se relaxează! Toate patru! Cum e, fetelor? Invitații pleacă, mulțumim pentru vizită. Și noi rămânem cu temele mari sau le-ai făcut deja? Super! Vreau să mai facem teste din alea la mate. Ca să te descurci bine la evaluarea națională, nu? Da. Super, îmi place de tine, bravo! Hai să facem teste! Hai! Pa! Pa! Iar voi la fel vă spunem, până data viitoare! V-am pupat! Pa, pa! Pa, pa! Thank you.